Slăvit să fie Domnul! Amin! Sunt bucuros să vă salut încă o dată, să vă binecuvântăm și să vă spunem încă o dată bun venit aici, în această sală de conferință. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Amin! Amin! Vrem să începem cu rugăciune. Mulțumim colegilor noștri care ne-au condus în laudă și închinare. Mulțumim totodată Domnului pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu încuzirea și vieții noastre. Vrem să salutăm cu mult respect și bucurie pe cei care sunt pe canalul de televiziune Credo TV cu noi. Cei de aproape, cei de departe, Dumnezeu din cer să-i binecuvinteze. Amin. Amin. Am vrea să stăm în rugăciune și vrem în această rugăciune să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că secretul unei vieți fericite constă în apropierea de Dumnezeu. Și tocmai acolo este esența secretului, pentru că Biblia spune prin Iacov, apropiați-vă de Dumnezeu și se va apropia și El. Când noi ne apropiem de Dumnezeu, se apropie și Dumnezeu de noi. Consider că cea mai mare nevoie actuală avem nevoie de Dumnezeu. Iar fiecare familie nu poate să fie o familie fericită fără prezența lui Dumnezeu, fără El în viața noastră, pentru că El este Creatorul nostru, El este Dumnezeul nostru și vrem cu toată reverența să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Amin? Pentru că una din lucrurile cele mai esențiale este timpul nostru. Este timpul nostru în care noi stăm cu Dumnezeu. Cu cât petreci mai mult timp cu Dumnezeu, nu devii mai religios. Chiar dacă oamenii caută această latură a religiei, cu cât petreci timp cu Dumnezeu, devii mai natural. Pentru că Dumnezeu vrea să fim ceea ce noi suntem, adică să ne redescoperim chemarea noastră în Dumnezeu. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze. Amin. Atunci cu toții vom avea comunicarea. Comunicarea, știți? Fără rugăciune nu înseamnă bucurie. N-ai rugăciune, n-ai bucurie. Nici o rugăciune, nici o bucurie. Așa că comunicarea constă prin această părtășie cu Dumnezeu. Atunci, orice vom cere în numele Lui, vom primi. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a pus această condiție prin a cere. Și El ne va face fericiți. Dar nu uitați că în aceste valori, atunci crește încrederea. Încrederea în Cel Preanalt. Vă chemăm la rugăciune și vrem să ne rugăm înaintea Domnului, pentru că nu e suficient să ai doar credință. Credință o au doar copiii mici. Avea încrederea astăzi înseamnă să te bazezi total în Dumnezeu. Să pui viața ta în mâna Domnului și să spui Dumnezeu, Doamne, facă-se voia ta. Voia noastră de multe ori ne scoate din planul lui Dumnezeu. Dar atunci când noi avem încredere în El, rămânem în voia Lui și avem această experiență. Doamne, facă-se voia ta în toate mii. Vreau să ne regăsim cu toții locurile și să ne așezăm în prezența lui Dumnezeu. Încă o dată vă spunem bun venit și mă rog ca Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Amin. Și toată adunarea să spunem amin. Suntem bucuroși că la acest eveniment, la această ediție a 10-a conferinței noastre a Bisericii Rugul Aprins, este 10 ani de har din partea lui Dumnezeu și mulțumim Domnului pentru că la acest timp, chiar dacă suntem la început de an, sunt bucuros că omul lui Dumnezeu, reverendul fratele pastor Lazar Gog, a venit cu toată bucuria și a răspuns invitației noastre și vrem să spunem un călduros bun venit aici la Rugul Aprins. Dacă ne-am bucurat în urmă cu mulți ani prin mesajul dânsului acasă la noi la biserică, în satul Toflea, suntem bucuroși că am avut o perioadă de zidire prin predicile care le-am ascultat video sau probabil audio. Mulți am avut părtășia și zidirea să cunoaștem acest om al lui Dumnezeu. Avem această bucurie și plăcere și totodată suntem fericiți pentru că suntem împreună și că în aceste 4 sesiuni pe care le va avea dânsul ne vom bucura împreună și mă rog ca Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze pe toți. Amin! Amin. Haideți în continuare să stăm într-un moment de rugăciune și de cântare și înainte de a cânta echipa de cântăreți în care noi ne bucurăm de ei că sunt la dispoziția lui Dumnezeu în care Dumnezeu ne încălzește sufletul nostru prin oamenii lui Dumnezeu, Dumnezeu din ce să-i binecuvinteze, amin? Vrem în continuare să cântăm Domnului, iar în urma cântărilor fratele Gheorghiu George va aduce un cuvânt din partea lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să-i dea ungere și har și să ne rugăm pentru fratele nostru. Amin.
casa ta, o Doamne, am venit să ne închinăm, cuvântul tău să-l ascultăm, sfințește-ne. Cu a ta prezență atinge-te. Yeah.
ce-și vrea să fiu cu tine în cer, o veșnicie. Să simt a ta prezență și să-ți văd gloria și să mă bucur cu tine, să-ți cânt neîncetat. Mă-nchid în rugăciune în fața ta, Iisus. Ce-și vrea să fiu cu tine în cer, o veșnicie. Să simt a ta prezență și să-ți văd gloria și să mă bucur cu tine, să-ți cânt neîncetat. Aleluia! Mă-nchid în rugăciune în fața ta, Iisus. Și-aș vrea să fiu cu tine în cer, o veșnicie. Să simt a ta prezență și să-ți văd gloria și să mă bucur cu tine, să-ți cânt neîncetat. Străluciți, nu datorită reflectoarelor, pentru că cei ce strălucesc n-au nevoie de lumina reflectoarelor. Dumneavoastră străluciți în această dimineață pentru că prezența lui Dumnezeu este peste voi. Amin. Și zic din toată inima în această dimineață, Dumnezeu din cer să vă binecuvintez. Mă ridic în această dimineață înaintea voastră cu vești bune, pentru că lumea în care trăim este cuprinsă de vești rele. Războiul se apropie, economia este căzută, standardele morale ale lumii sunt decăzute și vestea bună pe care vă dau în această dimineață nu este că economia este stabilă, nu este că salariile se vor mări sau pensiile se vor mări, nu este că războiul va înceta. Vestea bună pe care vă dau în această dimineață se numește Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. A fost cu noi, este și va fi. Lăudat să fie numele Domnului. De aceea în această dimineață vă spun, nu vă temeți,
pentru că Dumnezeul nostru, Emanuel, va fi cu noi, lăudat să fie numele Lui. A fost și cu o familie din Scriptură pe nume Aquila și Priscila. În mijlocul Corintului, alungați din Roma, era un oraș corupt, decăzut moral. Un oraș în care se trăia în destrăbălare. Dar Aquila și Priscila a fost o familie credincioasă lui Dumnezeu. Oameni buni, ceea ce cere Dumnezeu de la familiile noastre este credincioșie. A fost o descoperire prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în biserica din Toflea, printr-un pastor din America, în felul următor. Că Dumnezeu ne va binecuvânta cu ce avem nevoie. Dar ceea ce cere Dumnezeu de la familiile noastre, în mod deosebit, este credincioșie. De aceea, întrebarea mea pentru fiecare dintre noi să frământe în inima noastră în această dimineață, mai suntem noi credincioși lui Dumnezeu? Un lucru cere Domnul, credincioșie. De aceea să ne rugăm în această rugăciune, să spunem Domnului: Doamne, Dumnezeul meu din ceruri, am certitudinea că Tu vei fi cu mine. Dar Doamne, ceea ce vreau eu în această dimineață și mă rog înaintea Ta, este să fiu un om credincios. Este să fiu o familie credincioasă, Doamne. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm: Doamne, ajută-ne să fim credincioși Ție. Să nu ne compromitem în niciun fel, ci în mijlocul lumii acesteia destrăbălate și compromise, noi, Doamne Dumnezeule, să nu ne compromitem, ci în numele Domnului Iisus Hristos să biruim, Doamne. Să biruim, Doamne. Să biruim prin credincioșie, Doamne. Haideți să ne rugăm. Sfinte Tată din cer, stăm înaintea Ta, Doamne, în această dimineață și vrem să fim credincioși înaintea Ta, Doamne. Mulțumim, frate George, mulțumim Domnului pentru acest cuvânt al lui Dumnezeu. Astăzi, actual, este cea mai mare nevoie de această atitudine, atitudinea noastră de credincioșie, pentru că Biblia spune: El rămâne credincios. Iar această credincioșie se bazează pe încredere. Relațiile durabile sunt acele care au încredere și mă rog ca Dumnezeu din cer să pună noi această atitudine prin care să rămânem în credincioșie cu Dumnezeu. Amin? Și atunci și Dumnezeu, Cel pe care poate să aducă atât de multă fericire noi, va binecuvânta viața fiecăruia. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Amin?
persoane lângă dumneavoastră. Cei ce nu vă cunoaște, spuneți-vă numele. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, permiteți-mi, înainte de a intra în primul seminar al acestei întâlniri cu dumneavoastră, să mulțumesc Domnului pentru ocazia de a putea să fim împreună, să slujim pe Domnul împreună și să ne îmbărbătăm din cuvântul Domnului împreună. Vreau să mulțumesc conducătorilor dumneavoastră, păstorilor dumneavoastră, tatălui Vasile, capitanul, care atât m-a terorizat la telefon până când am zis da, tatălui Ioniță, și vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru căldura cu care m-ați primit, pentru că era nevoie de căldură. Eu am plecat de la 22 de grade Celsius și am venit la minus 22 aici. E un pic de diferență într-o zi. Ce bine este să fie frați împreună. Și ce plăcut este să ne adunăm într-o părtășie ca aceasta. Vreau să vă felicit în Domnul pentru că ați ales și ați gândit să vă întâlniți împreună ca familii. Să vă îmbărbătați împreună, să vă încurajați din cuvântul Domnului împreună și să vă cunoașteți mai bine împreună ca familie. Spuneam fratelui Vasile, fratelui Ioniță, ăsta este secretul unei biserici sănătoase. Familii sănătoase, biserică sănătoasă. Dacă familia nu este bine, nici biserica nu este bine. Deci, mă bucur în Domnul de ce faceți și felicitări sunteți la 10-a întâlnire de felul acesta. Este într-adevăr un record. Prin harul Domnului am venit deseori în România pentru conferințe de familie. De aici, de la dumneavoastră, vineri, dacă va fi cu voia Domnului, la amiază voi pleca la Poiana Brașov. Acolo se continuă o altă conferință de familie cu Biserica Izvorul Mântuirii din București. Părtășia nu se oprește aici, părtășia continuă. Îmi plac întâlnirile acestea pentru că avem ocazia să ne învățăm multe lucruri din cuvântul Domnului. Eu am un proverb pe care îl cred și care sună în felul următor. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos nu numai ne mântuie, ne și civilizează. Și conferințele acestea de familie sunt o ocazie ca să ne învățăm să fim mai buni. Oameni mai buni ai lui Dumnezeu, oameni mai buni în societate și de ce nu? Biserica lui Hristos trebuie să arate bine și să fie văzută bine. Eu mă bucur foarte mult de părtășia cu frații romi. La București am fost desemnat Părintele Țiganilor, așa că mă simt acasă. Pastorul Dan Caraian a fost în toamnă și ne-a vizitat, a fost în biserică și a spus și bisericii, să știți că fratele Gog nu e numai păstorul dumneavoastră, e și Părintele Țiganilor. Biserica a acceptat lucrul acesta, a bătut din palme, că și noi ne bucurăm așa ca și dumneavoastră la închinare. Și mă gândesc că titulatura aceasta, poziția aceasta dă mari responsabilități. Una din responsabilități este să ne învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi, după masă, mâine, toată ziua, vineri, până la amiază, acest lucru vom face, cred că, învățându-ne din cuvântul Domnului. Am un singur verset pentru dumneavoastră din care voi vesti cuvântul Domnului în această dimineață. Este 1 Timotei 4:13, pentru că tema pe care am să vă prezint este o temă foarte, foarte importantă pentru Biserica lui Dumnezeu. 1 Timotei 4:13, cuvântul Domnului spune în felul următor. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Una din problemele cele mai mari ale noastre, și în familie, și în biserică, și în viața individuală, este faptul că nu dăm atenție la detalii. Ne uităm la lucrurile mari, dar nu ne uităm la lucrurile mici.
Ori tainele lui Dumnezeu stau tocmai acolo, în lucrurile mici. Și în această dimineață, acest lucru vreau să-l fac, să vă deschid mintea și inima prin cuvântul Domnului la detalii. Ce înseamnă să dai atenție la detalii în casă, în familie? Ce înseamnă să dai atenție la detalii în cuvântul Domnului, în Biserica lui Dumnezeu și în credință? E ok cu microfonul? Nu vreau să am nimic la mână, nu mă sună. Știți, este o poveste reală cu microfonul, să vă spun și apoi continuu. În Statele Unite sunt mulți oameni al lui Dumnezeu, pentru că în Statele Unite încă, în ciuda problemelor multe, este o țară creștină, chiar dacă președintele Barack Obama a spus America nu mai este creștină. America este o țară creștină. Cele mai mari biserici din lume sunt în Statele Unite și bisericile în America sunt pline. Sunt pline în fiecare duminică, la fiecare serviciu divin. Unul dintre mari oameni al lui Dumnezeu în America este doctorul Lloyd Ogilvie. Doctorul Lloyd Ogilvie a fost pastor, acum s-a pensionat, dar încă vorbește la televiziune și scrie foarte mult. A fost pastor la prima biserică presbiteriană din Hollywood, California, acolo în inima actorimii, în inima oamenilor mari. Și a reușit să adune peste 3.000 de credincioși în Hollywood. A păstorit peste 3.000 de credincioși, o biserică mare, o biserică influentă. Și pentru faptul că doctorul Lloyd Ogilvie a fost așa de influent în viața bisericească și socială americană, Guvernul Statelor Unite l-a numit timp de 8 ani de zile capelanul Senatului Statelor Unite. Este o poziție înaltă ca cineva să se ocupe și de politicieni să mai calce drept, că strâmb știu să calce din naștere. Și doctorul Lloyd Ogilvie spune că pe timpul acela de 8 ani, când a fost capelan al Senatului Statelor Unite, a avut foarte multe invitații să vorbească la diferite conferințe, la diferite întruniri. Așa cum ați invitat dumneavoastră pe mine la aniversarea dumneavoastră de 10 ani. Și spune, în duminica aceasta specifică am vizitat o biserică episcopală. Biserica episcopală în America înseamnă biserica anglicană din Statele Unite. Și fiecare biserică are obiceiurile ei. Spune, în această biserică obiceiul era acesta. Când începea serviciul divin, păstorul senior, păstorul principal, îmbrăcat în robă de păstor, stătea în față, în spatele lui musafirul de cinste și apoi ceilalți păstori. Și așa intrau în șir până la amvon. La amvon se opreau, se întorceau spre sală și păstorul principal se duce la microfon și zice: Dumnezeu să fie cu sufletele voastre. Și toată biserica, așa era tradiția și este și acum, îi răspunde: și tot așa și cu sufletul tău. Și spune doctorul Ogilvie: am intrat în biserică, s-a întors păstorul spre biserică și a zis: Dumnezeu să fie cu sufletele voastre. Dar au fost închise microfoanele. Și biserica n-a auzit ce a zis. S-a întors spre omul de la stație și a zis: ceva e rău cu microfonul ăsta. Dar biserica, în virtutea obișnuințe, pentru că dăduse drumul la microfon, i-a zis: și tot așa și cu sufletul tău. Adevărul este că ceva e rău cu sufletul nostru, de aceea avem nevoie de locuri ca acestea, să ne învățăm împreună, nu? Și suntem aici să învățăm împreună. Nădăjduim că o să meargă bine microfoanele. Cum spuneam, în familie și în viața de fiecare zi, un secret este să dai atenție la detaliu. De aceea și seminarul sau mesajul de la această dimineață se intitulează Atenție la detalii. Atenție la detalii. Dacă știi că ceva o face fericită pe soția ta, dă atenție la detaliile alea. Dacă ceva face fericit pe soțul tău, dă atenție la acele detalii. Discutau doi bărbați împreună și zice unul către celălalt: câți ani de căsătorie tu? Eu am 25 de ani de căsătorie. Dar tu?
Eu n-am numai 5. Și cum e după 25 de ani de căsătorie? Păi foarte bine, zice, soția așa cum am, mă iubește și mă cinstește ca pe un idol. Și dar cum? Ce în fiecare zi îmi dă arderi de tot de mâncare. Fiți atenți la detalii. Vezi ce face click acolo în relația ta cu soția, cu soțul, cu copiii, cu biserica, cu Domnul. Neatenție la detalii ne face să aducem amărăciune în casă. Neatenția la detalii ne face să adoptăm învățături biblice care, adică învățături care nu sunt biblice, care sunt străine de cuvântul Domnului. De exemplu, hai să vă dau un exemplu. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, până voi veni la tine, ia seama bine la ce? La citire. Este pentru că nu luăm seama la ce citim și de aceea învățăm ce nu trebuie. Uitați-vă un exemplu. 2 Timotei, de data aceasta, capitolul 2, versetul 10. Auziți ce spune Duhul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel. De aceea rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Iată un cuvânt care, dacă îl citim așa, ca pe o poezie, fără să o gândim, nu spune multe lucruri. Dacă îl citim iară cu atenție, intrăm într-o dificultate dacă nu dăm atenție la ce citim. Vă pun dumneavoastră o întrebare. Cum se numesc, după dumneavoastră, mântuiții Domnului? Cum se numesc? Aleșii Domnului, altfel. Sfinții Domnului, altfel. Copiii Domnului, altfel. Iubiții Domnului. Aleși, sfinții, copiii, iubiții, așa, poporul Domnului. Deci mântuiții Domnului sunt aleșii Domnului, copiii Domnului, sfinții Domnului. Dar uitați-vă în versetul 10. Vedeți ce spune Apostolul Pavel. De aceea era totul pentru cine? Pentru cei aleși, zice el. Cu ce scop? Ca și ei să capete mântuirea. Și intrăm în conflict. Ori sunt aleșii Domnului mântuiți, ori sunt nemântuiți. Ce vrea să spună Sfântul Apostol Pavel când face această afirmație? Secretul stă în a cunoaște Scripturile și a cunoaște detalii din Scriptură. Una din... V-am spus eu că ceva e rău cu microfonul ăsta. E bine? Ok. Una din... caracteristicile lui Dumnezeu de a lucra cu oamenii este ca întotdeauna lucrările lui să fie bazate pe 2 sau 3 martori. Așa face Dumnezeu. O lucrare lui Dumnezeu întotdeauna are 2 sau 3 martori. Nu are numai unul, 2 sau 3 martori. De exemplu, în Canaan spune că din generația aceea care a ieșit din Egipt, de la 20 la 50 de ani, de generația aceea este vorba, care era capabilă să lupte, câți au intrat în Canaan? 2, nu? Din generația aceea, Iosua și Caleb. Iosua și Caleb. Dar știați că, deci, acești 2 martori reprezintă pe Israel și biserica? Iosua este evreu, dar Caleb nu este evreu. Caleb n-a fost evreu. El este dintre neamuri, pentru că este Caleb, fiul lui Kenaz. Kenaz este fiul lui Esau. Deci Caleb Kenizitul este fiul lui Esau, dacă vă uitați în Geneza 36. Prin urmare, de la început Dumnezeu vrea să ne spună, în împărăția mea eternă vor intra 2 martori, Israel și neamurile. Israel și neamurile. Apoi, știați că Domnul Iisus Hristos și-a ales 12 apostoli, nu? Dar dintre cei 12 apostoli, 10 sunt evrei și 2 sunt dintre neamuri.
Doi au fost dintre neam. Cine au fost cei doi dintre neam? Simon Cananitul. De ce îi spune Cananitul? Dacă îi zicea Simon din Toflea, era din Toflea, nu? Știam că e din Toflea. Dacă e Simon Cananitul, este înseamnă că e din Canaan. Era din ținuturile Libanului. Și al doilea ucenic dintre neamuri este Iuda Iscariotian. Deci Iuda a fost român de-al nostru, n-a fost evreu. N-a fost evreu. Nu evreii l-au vândut pe Domnul, l-a vândut unul de-al nostru, unul dintre neamuri, Iuda Iscariotian. De ce spunem că Iuda Iscariotian este dintre neamuri? Pentru simplu motiv că în limba ebraică, când spui din, sunt doi termeni folosiți în limba ebraică. Din este termenul min. Deci dacă zici Maria din Magdala, spui Maria min Magdala. De unde avem Maria Magdalena? Pentru că s-a unit cuvântul min cu Magdala și Maria Magdalena. Pentru că vorbește despre un oraș din Israel. Min este folosit pentru ceva din interiorul lui Israel. Și al doilea termen pentru cuvântul din în ebraică este ish. Ish. Când spui ish, spui din, dar ceva din afara lui Israel. În Israel era un oraș cu numele Cheriot sau Chiriat. Dar un alt Cheriot sau Chiriat era în Idumeia, între edomiți. Și la Iuda, cum îi spune? Iuda ish Cheriot. Dacă îi spune Iuda ish Cheriot, înseamnă că Iuda din Cheriot, dar din Cheriotul ăla din afara lui Israel, care nu aparține lui Israel. Deci e Iuda Iscariotianul. Iuda dintre neamuri. Nu cred că a fost țigan, cred că a fost român. Sau american, probabil. Doi martori. 10 este numărul bisericii, numărul lui Israel. 10 porunci, 10 oameni formează o sinagogă, 10 este un proverb în Israel. Asta este 10 fecioare, pildă celor 10 fecioare. Asta este numărul care îl reprezintă pe Israel. Iar biserica este reprezentată prin cifra 2 în Biblie. De aceea spune 2 sau 3 când se vor aduna în numele meu și eu voi fi cu ei de față. Deci Dumnezeu are acest obicei să își zidească lucrurile și mărturiile pe 2 sau 3 martori. Și pe pământ Dumnezeu, ca să-și arate învățătura despre împărăția Lui, are doi martori. Unul este Israel, este primul, întâiul născut, și al doilea martor este biserica. Deci Domnul are pe pământ doi martori care să-i prezinte învățătura despre împărăție. Israel, poporul meu, popor ales. Israel, întâiul meu născut, cum se adresează Moise din partea Domnului către faraonul Egiptului. Și celălalt martor este biserica. Pe cei ce nu erau un popor, i-am numit poporul meu. Când apostolul Pavel spune, de aceea rab totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este prin Iisus Hristos. Ce zice acum apostolul Pavel? De aceea rab totul pentru Israel. Israel este alesul Domnului. Pentru ca și Israel să vină la cunoștința lui Iisus Hristos ca Mesia, ca Fiul lui Dumnezeu. După ce am elucidat acest lucru, acest amănunt, ne întoarcem din nou la ceea ce spune apostolul Pavel. Până voi veni la tine, ia seama bine la citire. Și apoi spune la învățătura pe care o dai altora. Pentru că dacă nu citim în Biblie ce scrie și nu explicăm ce scrie, învățăm ce nu trebuie, ce nu scrie. O conferință de familie are două meniri. Una, să învățăm cum să zidim mai bine relația soț-soție, părinte-copil. Și al doilea, o conferință de familie are rolul ca în familie, împreună, să învățăm cuvântul Domnului. Cum să învățăm împreună corect cuvântul Domnului. Și în această dimineață, la această conferință de familie, vom începe tocmai cu acest aspect. Cum învățăm ca familie împreună cuvântul Domnului, dând atenție la detaliu. Și ne vom uita la unul dintre cele mai interesante subiecte și
Eu cred că este după voia Domnului ce vă spun dimineața aceasta, pentru că atunci când fratele Vasile a spus ne trebuiește un mesaj profetic, Domnul mi-a pus pe inimă tocmai un mesaj profetic pentru dumneavoastră, ca să străbatem scripturile în această dimineață. Ne vom uita la un mesaj despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Studiem acest subiect ca familie, să vedem ce putem să spunem despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos ca familie a Mântuitorului Iisus. Este venirea Domnului nostru Iisus Hristos a doua oară, același lucru și pentru Israel, același lucru și pentru biserică? Aceasta este întrebarea. Dacă este da, vom avea conflicte în Biblie unde cuvântul Domnului ne spune lucruri pe care nu le putem armoniza când credem că aceeași învățătură este valabilă pentru amândoi reprezentanții. Dacă este diferită, vom putea să dezlegăm lucrurile în paginile Sfintelor Scripturii. Na, cel mai controversat verset biblic cu privire la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos este Matei 24:36. S-a rezolvat cu computerul? Nu. Matei 24:36, dumneavoastră cunoașteți pasajul, cât despre ziua aceea. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Credeți lucrul acesta? Mă gândesc că-l credeți. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii din ceruri, deci nu le este dat îngerilor, așa că dacă cineva va zice am avut o vedenie, am avut un vis din partea Domnului, astăzi noaptea a venit un înger al Domnului și mi-a spus când e venirea Domnului. N-a fost un înger al Domnului, a fost Satana care s-a transformat în înger de lumină, ca să te mintă. Îngerii nu știu lucrul acesta. Și nici Fiul. Trebuie să facem aici o paranteză. Știți că Iisus Hristos în persoana Lui sunt două naturi distincte. Una de om perfect și una de Dumnezeu perfect. Ei, Dumnezeul din persoana aceea, Dumnezeul Iisus știa foarte bine când este venirea Lui. Știa? Sigur că știa. În Ioan 10:30 este Iisus Hristos care spune eu cu Tatăl una suntem. Dacă este una cu Tatăl, înseamnă că știe toate. Ce știe Tatăl, știe și El. Dar omul Iisus Hristos, Fiul Iisus Hristos, nu știa lucrul acesta. Dumnezeul Iisus Hristos știa și știe și acum când este ziua venirii Lui. Însă pentru noi, pentru oameni, a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos rămâne o taină. O taină. Dar mă ascultați cu atenție, cu siguranță. Dacă eu vă spun că știu când vine Domnul nostru Iisus Hristos, cu dată precisă, ce ziceți? Fratele Gog vorbește aiurea, ha? Bă, știm și nu știm. Știm și nu știm. Ce știm? Știm că venirea Domnului nostru Iisus Hristos a doua oară este un eveniment secret. Asta o știm. Nu-l știe nimeni, nici eu nu-l știu. Dar mai știm altceva. Ia uitați-vă ce spune mai departe cuvântul Domnului. Versetul 37 din Matei 24. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Ce înseamnă aidoma? La fel. Identic. Acum, câteva întrebări pentru dumneavoastră. Spune, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe? Identic se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Întrebarea mea primă este aceasta. Nu vă grăbiți să răspundeți, gândiți-o adânc și apoi trageți o concluzie. Noe a știut ziua în care începe potopul? Ei vă spun eu că a știut exact. A știut exact când începe potopul. Haideți să ne uităm în cuvântul Domnului. Geneza 7:1. Dumnezeu a vorbit lui Noe și a zis
să intre în corabie, nu? El și familia lui, că vine potopul. Hai să citim. Domnul a zis lui Noe, intră în corabie tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. 1. Deci asta este porunca generală. Dar acum uitați-vă la versetul 4. Cu atenție. Căci după 7 zile voi face să plouă pe pământ 40 de zile și 40 de nopți și voi șterge astfel de pe fața pământului toate făpturile pe care le-am făcut. Căci după 7 zile voi face să ploaie. După 7 zile de când? De când vorbește cu el. Dar nu putea să-i spună după 7 zile, că așa putem noi să spunem Domnul vine după 7 zile. După care 7 zile? După 7 zile din 2456 încolo. Nu. După 7 zile din momentul în care vorbește cu el. Versetul 10. După cele 7 zile a venit potopul pe pământ. A venit potopul pe pământ. Prin urmare, a știut Noe ziua în care începe potopul? Cu siguranță că a știut. Astăzi a vorbit Domnul și a zis, intră în corabie. Dar de ce, Doamne? Că după 7 zile fac să ploaie. Noi a intrat în corabie și a zis, în 7 zile plouă. După 7 zile a plouat. Acum ce spune Mântuitorul Iisus Hristos despre a doua lui venire? În Matei 24:37, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe? Ai doma. La fel va fi și la venirea Fiului Omului. Identic. Înseamnă că vom ști. Înseamnă că vom ști. Cu exactitate. Și eu vă spun că știu. Versetul 36, despre ziua aceea, despre ceasul acela, nu știe nimeni, este un verset pentru biserică. Răpirea bisericii nu o cunoaște nimeni, punct. Versetul 37 este un verset pentru Israel. Ce se întâmplă? După răpirea bisericii, se poate număra cu certitudine 7 ani de zile. A câte 360 de zile fiecare an. De aceea spune că i-a dat lui Anticrist putere 42 de luni, adică 3 ani și jumătate sau 1260 de zile. Primele 1260 de zile sunt ani în care de acalmie, în care Anticrist este prieten cu Israel, se reconstruiește templul și începe închinarea. La mijlocul necazului celui mare, el oprește închinarea și spune eu sunt Dumnezeul vostru, vă închinați mie, și de acolo încolo are 1260 de zile pe pământ de putere absolută. Și Domnul Iisus Hristos spune cum a fost în zilele lui Noe, care a știut când a venit potopul, și voi veți ști ziua în care vin eu, vin exact la încheierea celor 7 ani de necaz de la răpirea bisericii mele. Puteți să numărați cu zilele, cu certitudinea. Asta-i vorbește lui Israel. Și în perioada aceea de timp, în perioada aceea de timp, se întâmplă un lucru care, cum am spus, dacă dăm detalii la Scriptură, și asta este frumos, în familie și în biserică trebuie să dăm detalii, atenție la detalii, uitați-vă la versetul 14 din Matei 24, ca să știm ce se întâmplă în timpul necazului celui mare. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De obicei se predică și ați auzit predicându-se că Evanghelia a ajuns acum prin traduceri, prin radio, prin televiziune, prin computer, până la marginile pământului, suntem aproape de venirea Domnului. Este drept, dar nu acesta este versetul. Nu acesta este versetul. Pentru că uitați ce scrie, dacă dăm atenție la citire. Evanghelia, uitați-vă în cuvântul Domnului, Evanghelia aceasta a împărăției va fi vestită până la marginea pământului. Biserica nu are Evanghelia împărăției. Biserica nu predică Evanghelia împărăției. Biserica predică Evanghelia Harului. Sunt două laturi distincte ale Evangheliei. Distincția între Evanghelia Harului și Evanghelia Împărăției este următoarea. Evanghelia Harului spune că Dumnezeu mântuie pe oricine se întoarce la El din păcat și intră în Biserica lui Hristos.
Evanghelia împărăției este Evanghelia lui Israel. Tocmai de aceea și ucenicii l-au întrebat. În perioada asta de timp ai de gând să așezi ce? Împărăția. Pentru că lui Israel le-a promis o împărăție de 1000 de ani. Și în timpul celor 7 ani de necaz se va propovădui o latură a Evangheliei numită Evanghelia Împărăției, adică 144.000 de evrei pecetuiți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca să nu poată să se atingă anticrist de ei în timpul necazului celui mare, se vor trezi ca din somn și dintr-o dată vor spune Iisus, Mesia, este Fiul lui Dumnezeu. El este cel pe care noi trebuie să-L așteptăm. Peste 7 ani de zile va veni și va instaura Împărăția, Evanghelia Împărăției. Și vor spune ei, dacă cineva se îndoiește ce vă spunem noi, uitați-vă la impostorul acesta care se crede acum că este izbăvitorul pământului, la anticrist. Peste 3 ani și jumătate va intra în templu și va zice, eu sunt Dumnezeu. Pentru că ei predică cu date. Ei predică cu semne care să se poată să fie pipăite, să poată să fie văzute. De aceea mai răbdați. Chiar dacă vă decapitează, chiar dacă se întâmplă prigoanele acestea nemaipomenite care se vor dezlănțui împotriva voastră, nu vă pierdeți cumpătul. Intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Și rezultatul predicării lor este că în timpul necazului celui mare, spune în Apocalipsa 7, o gloată, adică o mulțime pe care nu poți să o numeri, s-a mântuit. O mulțime pe care nu poți să o numeri. Nu este vorba de biserică, ci este vorba de sfinții necazului celui mare, după cum vom vedea în studiul din această dimineață, când dăm atenție la detalii, pentru că vreau să vă deschid gustul pentru detalii, că atunci când ne uităm la detalii și viața de familie și viața personală și viața bisericii arată diferit, orientarea noastră este diferită. Prin urmare, întorcându-ne acum la cuvântul real despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, noi trebuie să știm acest adevăr. Venirea Domnului nostru Iisus Hristos este un eveniment special pentru biserică, separat de Israel, pentru că Evanghelia Împărăției este o evanghelie a mântuirii naționale, nu individuale. În Evanghelia Harului individual se mântuie oamenii. În Evanghelia Împărăției se mântuie poporul lui Israel, națiunea, ca un întreg. Deci nu un evreu, ci națiunea ca un întreg. Și atunci ne întoarcem să vedem ce se întâmplă în această învățătură cu detalii. Am să vă rog să răsfăim cuvântul Domnului, pentru că numai așa putem să dăm atenție la detalii. Și dacă între timp s-a putut repara computerul, ar fi mult, mult mai bine, pentru că v-ați uitat direct aici în față și ați putea să faceți o deosebire sfântă în aspectul acesta. Dacă computerul merge, tot nu merge? Nu merge. Deci trebuie să renunțăm la el. Luca 12:36. Luca 12:36. Citeți și versetul 35, pentru că dumneavoastră sunteți obișnuiți să le auziți legate în felul acesta. Spune versetul 35. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor. Acum, dacă dumneavoastră aveți Evanghelia, Biblia deschisă, vreau să citiți dumneavoastră tare. Care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă? Să se întoarcă? De la nuntă. Suntem încurcați. Păi, frații mei, dumneavoastră l-așteptați pe Iisus de la nuntă sau l-așteptați pentru nuntă? Pentru nuntă. Ne înțelegem bine? Noi l-așteptăm pentru nuntă. Asta înseamnă să te uiți la detalii. Nu de la nuntă. Noi suntem biserică. Nunta se face cu biserică, cu mireasă, nu? Mireasă nu-și așteaptă mirele să meargă să se însoare, dar să facă cununia singur și după aceea să vină și să se întâlnească împreună. Nu există așa ceva. Voi să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă. Aceștia sunt evrei, este Israel. Pentru că Israel, nefiind parte din biserică, din mireasa lui Hristos, nu îl așteaptă pe Iisus Hristos pentru nuntă, ci îl așteaptă doar din nuntă
o singură parte din nuntă, ospățul nunții mielului. Israel va participa la ospățul nunții mielului. Vă aduceți aminte acum de cuvintele lui Ioan Botezătorul care spunea: cine este mire, cine este mireasă, are mire. Eu care sunt prietenul mirelui, nu? Mă bucur să mă cheme la nunta lui. Prietenii se duc la nuntă, dar mireasa este parte din nuntă. Este diferit, complet diferit. Israel nu este parte din nuntă. Israel va participa doar la ospățul nunții mielului. Este evenimentul care se va inaugura mileniul. Vă încurajez în această privință să intrați pe site-ul nostru, că am înțeles foarte mulți ne ascultați, și să urmăriți. Tocmai am încheiat în luna decembrie un studiu aprofundat nou în Apocalipsa și îl găsiți pe internet, 35 de lecții, tot Apocalipsa de la capitolul 1 la capitolul 22, și acolo veți găsi detalii, pentru că nu ne putem permite acum la această dimineață ca să nu depășim prea mult timp. Prin urmare, noi îl așteptăm pentru nuntă. Și acum să ne uităm în cuvântul Domnului și să vedem detaliile propriu zis. Deschideți cuvântul Domnului la 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Vom citi de la versetul 15 la 18 și, bineînțeles, ținem un semn sau mâna în Biblie în felul acesta ca să putem muta într-o parte și în alta. Matei 24. Vom citi de la versetul 27 la 40. Sigur, câte un verset odată, așa cum ajungem la el. Acum ne uităm exact la detaliile despre venirea Domnului, a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, detaliile pe care ni le dă Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului, și detaliile pe care ni le dă tocmai Iisus despre a doua lui venire. Nu cred că era cineva care să știe mai bine despre venirea lui decât el, nu? Și ne uităm în cuvântul Domnului să vedem aceste detalii. Haideți în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 15 și 16, prima parte pentru început. Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, adică celor ce au murit în credință în Hristos. Și acum uitați-vă la versetul 16. Căci însuși Domnul, cu un strigăr, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer. Însuși Domnul. Întrebare. Cine vine după biserică, după mireasă? Cine vine? Însuși Domnul. Nu cred că ați avut nunți în care mirele și-o trimis prietenii și-o zis: mergeți voi și aduceți mireasa, că eu am emoții, sunt plictisit, nu mă duc. Cred că mireasa aceea nu mai vine la biserică în ziua aceea dacă nu merge mirele după ea, nu? Dar uite ce zice Iisus Hristos. Matei 24 cu 31. Deci este primul lucru la care ne uităm. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine cerului până la cealaltă. Ce spune Iisus? Cine vine după sfinți? Cine? Îngerii. Întrebare. Potrivește ce spune Iisus Hristos cu ce spune Sfântul Apostol Pavel? Nu. Nu potrivește. Pavel spune, Iisus personal se ocupă, însuși Domnul. Iisus spune, îngerii mei se ocupă, voi trimite pe îngerii mei. Nu se potrivește. 2. Se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Cei morți în Hristos. Să vedem ce spune Iisus Hristos. Versetul 37, citesc până la 40. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum erau în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Adică, uitați ce spune Iisus Hristos, versetul 40. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp,
Unul va fi luat, altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Și Luca mai adaugă din cuvintele lui Iisus, spune, din doi care vor fi în pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Acum eu am o întrebare pentru dumneavoastră ca să înțelegem amănuntul, să înțelegem detaliul. Aia doi care sunt în pat, este unul mort cu unul viu în pat? Două femei morte stau de vorbă împreună? Merg doi bărbați la câmp, doi, unul mort și unul viu la câmp? Nu se poate, este vorba de doi oameni vii. Și Iisus Hristos spune, din doi oameni vii care vor fi la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Din doi la moară, unul luat, altul lăsat. Din doi în pat, unul luat, altul lăsat. Apostolul Pavel spune, întâi cei morți în Hristos. Iisus vorbește că atunci când El vine, se ocupă de cei vii. Deci nici ordinea nu se respectă. Dar care sunt aceștia despre care vorbește Iisus Hristos, unul luat, altul lăsat? Probabil că ați auzit că este vorba de Biserica lui Hristos. Unul e luat și unul este lăsat. Nu este vorba. Vai de cel care este luat. Ați auzit bine? Vai de cel ce este luat. Uitați-vă când ne spune Iisus Hristos de cei vai. Este bine de el a lăsat, dar de el a luat. Matei 13 cu 30. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș, grâul cu neghina. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor, smulgeți întâi neghina. Neghina pe cine reprezintă? Pe cine? Pe cei răi. Neghina e neghin. Pe, cum zice românul, pocăiți feștiți. Nu? Cei ce se joacă de-a pocăința. Smulgeți întâi neghina. Iisus Hristos, Apostol Pavel a spus, întâi înviază morții. Dar aici spune, smulgeți, că unul e luat și altul e lăsat. Și legați un snop ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Deci grâul e lăsat. Versetul 41. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Pe cine smulge? Pe cei răi. Dar mai clar ne-o spune același Iisus Hristos în versetul 49 din Matei 13. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni. Ia de chică pe cei răi și îi duce. Și apostolul a întrebat, unde, Doamne? Și ce a spus Domnul? Unde e stârvul? Acolo-s vulturii. Adică, pregătesc un ospăț pentru păsările cerului. Niște stârvuri le dau să mănânce. Stârvuri de oameni. Carnea împăraților, a capitanilor, nu capitanul ăsta, a celor care au întors spatele Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Este vorba de ospățul pe care îl dă Domnul la păsările cerului. Prin urmare, nu se potrivește. Unul luat este cel rău, unul lăsat este cel bun. Iisus Hristos vorbește cu totul altceva. Din nou spune Apostolul Pavel, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori. Zice, unul luat, unul lăsat. Este lăsat aici jos. Dar Apostolul Pavel spune că cei care vor fi vii în Hristos vor fi luați în sus. Ori diferența dintre Israel și biserică este aceasta, frați și surori. Vă dau două argumente simple care trebuie să vorbească la fiecare. Detaliu. Israel în Scriptură, dacă vă uitați în Isaia 54, este nevasta lui Dumnezeu. Încă o dată, Israel este nevasta lui Dumnezeu. Deci relația lui Israel în Trinitate este cu Dumnezeu Tatăl. Deci este nevasta lui Dumnezeu. Biserica este mireasa lui Hristos. Biserica are relație cu Iisus Hristos. Și este mireasă, nu-i nevastă încă. Este mai mireasă. Este mare diferență. Și a doua diferență este aceasta. Răpirea bisericii
Este un eveniment de jos în sus. Ne vom întâlni în văzduh cu Domnul. A doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos pentru Israel este un eveniment de sus în jos. Zaharia 14:4 spune: piciorul lui va călca în ziua aceea unde? Pe muntele măslinilor. Va coborî pe pământ. Cu cine? Cu ceea ce Iuda spune în versetul 14 și 15. Și despre ei a profețit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: iată că vine Domnul cu zecile lui de mii de sfinți. Cu zecile lui de mii de sfinți. Fiți atenți acum. Ca să vină cu zecile lui de mii de sfinți, a trebuit întâi să vină după sfinții aceștia, ca să aibă cu cine veni. Și lucrul acesta s-a întâmplat cu 7 ani mai repede. De ce spunem 7 ani? Pentru că Daniel ne spune în 9:27 că Anticrist va face un legământ rainic cu mulți pe 7 săptămâni. Adică 7 săptămâni de ani, 7 ani. Și aceasta va fi durata necazului celui mare. Dar acum, vorbind, uitându-ne la ce spune Iisus Hristos, la ce spune Sfântul Apostol Pavel, ne dăm seama de următoarele două adevăruri. Apostolul Pavel vorbește bisericii, cum se vor întâmpla evenimentele la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, care este răpirea bisericii, și Iisus Hristos ne spune care sunt evenimentele care se întâmplă la a doua lui venire, 7 ani mai târziu, pentru Israel, când El va coborî pe pământ. Și acolo, în cuvântul lui Pavel, din 1 Tesaloniceni 4, spune că cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu va striga. Am găsit în Scriptură și ce va striga Domnul când vine. Și am vreau să vă arăt, să împărtășesc cu dumneavoastră și detaliul acesta, pentru că sunt convins că o să vă mângâie sufletul. Dacă vă uitați cu mine în Cântarea Cântărilor, capitolul 2. Citesc de la versetul 8 la 10 și apoi am să citesc versetul de la 8 la 13 am să citesc. Dar ne interesează versetul 10 și 13. Aud glasul preiubitului meu, iată-l că vine. Este în Cântarea Cântărilor, capitolul 2 de la versetul 8. Preiubitul meu, iată-l că vine, sărind peste munți, săltând pe dealuri. Preiubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Preiubitul meu vorbește și îmi zice, na, fiți atenți aici, ce frumos este. Ce spune Apostolul Pavel? Întâi vor învia cei morți în Hristos. Și uitați-vă ce spune. Preiubitul meu vorbește și zice: scoală-te, iubito. Adică cei morți în Hristos. Scoală-te și sunt care dorm în Hristos. Au adormit în Domnul. Și apoi spune apoi noi cei vii și vino frumoasă. Acestea sunt cuvintele pe care le va folosi Mântuitorul Iisus Hristos la a doua lui venire. Scoală-te, iubito, înviază morții în Hristos. Vino frumoasă, cei vii în Hristos sunt transformați la pipeala ochiului. Versetul 11 la 13. Căci iată că a trecut iarna, s-a dus greul, a încetat ploaia și s-a dus, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării, se aude glasul tulberului în câmpiile noastre, se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, să învieze cei morți în Hristos și vino frumoasă și apoi noi cei vii vom fi transformați. Glorie Domnului! Iată un cuvânt binecuvântat. Iisus Hristos vorbește, cum am spus, lui Israel și Apostolul Pavel vorbește bisericii. De aceea nu se potrivește învățătura unuia cu acelorilalt, pentru că ei vorbesc despre același eveniment, dar cu destinații diferite. Pavel pentru biserică e destinația și Domnul nostru Iisus Hristos pentru Israel, pentru că El vine ca mântuitor al lui Israel și Israel ca națiune va trebui să fie mântuit. Și știind acest lucru, ne uităm la acest argument. Una din întrebările credincioșilor, și cred că așa dumneavoastră, este aceasta: va trece biserica prin necaz sau nu va trece? Foarte mulți spun, biserica trebuie să treacă prin necaz pentru că trebuiește curățată ca să poată să fie sfântă înaintea lui Dumnezeu.
Frați și surori, doamnelor și domnilor, cu respect pentru opinia oricăruia. Opinia noastră poate să fie opinie doar, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Toți oamenii să fie găsiți mincinoși, dar Dumnezeu să fie găsit drept. Amin. Opiniile noastre nu contează dacă nu potrivesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun următorul lucru. Necazul nu-l curăță pe nimeni. Poate te curăță de pe pământ, după obiceiul românesc, că te duce de-a binelea, dar desfinții nu desfințește. Necazul te disciplinează. Sunt doar trei lucruri care sfințesc Biserica lui Hristos. Este sângele Domnului nostru Iisus Hristos, este cuvântul lui Dumnezeu, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul și este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Deci dacă vrei să fii sfânt, stai la dispoziția cuvântului, a sângelui și a Duhului Sfânt. Nu aștepta să te curățe necazul, că necazul nu te curăță. Te curăță de-a binele, cum spuneam, dar nu te curăță. Necazul este disciplinare, dar nu curățire. Și atunci, întrebarea este aceasta. Va trece biserica prin necaz sau nu? Hai să ne uităm în cuvântul Domnului la cel mai cunoscut pasaj biblic din Apocalipsa. Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 10. Îndrăjduiesc că detaliile acestea vă fac să fiți interesați mai mult în cuvântul Domnului și în atenția pe care trebuie să o dăm cuvântului lui Dumnezeu. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Haideți să ne uităm la cuvântul Domnului. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării. De ceasul încercării. Este un cuvânt adresat bisericii. Și Domnul Iisus Hristos îi spune foarte clar că biserica este păzită de ceas. Ce înseamnă de ceas? Înseamnă că este păzită de necaz. De necaz. Spre deosebire de Israel, dacă vă uitați în Ieremia 30 cu 7, ia uitați ce spune Domnul lui Israel. Vai, că ziua aceea este mare, este ziua venirii Domnului. Niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacob, dar Iacob va fi izbăvit din ea. Din ea. Biserica este izbăvită de necaz, iar Iacob sau Israel este izbăvit din necaz. Sunt două lucruri diferite. Iacob va trece prin necaz, numai o rămășiță va rămâne, o treime din populația evreiască va rămâne, care va intra în mileniu. De aceea va fi izbăvit din necaz. Și uitați-vă ce spune mai departe cuvântul Domnului. În Apocalipsa 10, 3 cu 10. Te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Necazul vine peste Iacob, deci peste Israel, și peste lumea întreagă. Aici este frumusețea, aici este marele adevăr. Frați și surori, doamnă și domnul, necazul vine peste lume, nu peste biserică. Biserica nu este parte din lume. Ioan 15 cu 19. Pentru că tot ce vorbim trebuie să fie zidit pe cuvântul Sfintelor Scripturi și nu pe opinii personale. Ioan 15 cu 19. Dacă ați fi din lume, auziți, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii și ne-am născut din nou, de aceea odată ce ne-am născut din nou, ce ne-am mântuit, spune, li s-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din voia firii pământești, ci născuți din Dumnezeu. Ai fost transformat din lume în fiu de Dumnezeu. Dar spune, dar pentru că eu v-am ales din lume, de aceea vă urește lumea. Deci nu sunteți din lume. Dar mai clar, spune Iisus Hristos în rugăciunea lui domnească sau împărătească din Ioan 17, versetul 14 și 16. Le-am dat cuvântul tău la biserică și la apostole și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume.
Dar nu printre noi a trăit Iisus Hristos? Ba da. Spune, ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Versetul 16. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Necazul peste cine vine? Peste lume. Biserica nu este parte din lume. Dar atunci întrebarea este, dar ce este biserica? Biserica este, frașesturilor, domnilor și domnilor, cetățean al cerului. Cetățean al cerului. Filipeni, capitolul 3, cu versetul 20, cuvântul Domnului spune, dar cetățenia noastră este în ceruri. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Unde e cetățenia noastră? În ceruri. Și apoi mai spune ceva Iisus în Apocalipsa 3:10. Deci vine necazul peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Biserica fiind locuitor al cerului, aici pe pământ are un statut aparte. Eu, fiind acum cetățean american, nu sunt cetățean român. Statutul meu în România este de vizitator. De vizitator. Nu sunt locuitorul acestei țări. Pe pământ, biserica are statut de străin și călători. Așa zice Sfântul Apostol Petru, 1 Petru 2:11. Vă sfătuiesc pe voi ca pe niște străini și călători. Purtați-vă cu cinste în mijlocul oamenilor printre care sunteți trimiși. Pentru că suntem cetățeni ai cerului, nu suntem cetățeni ai lumii, prin naștere din nou am fost transferați cu cetățenia în ceruri, avem natură dumnezeiască în noi, necazul vine peste Israel, peste Israel, Israel va fi izbăvit din necaz, o rămășiță, și necazul vine peste locuitorii pământului, peste lume și locuitorii pământului, ei vor fi nimiciți, biserica este răpită deja, nu este aici pe pământ și nu va trece prin necaz, pentru că ea este izbăvită de necaz. Și apoi încă un cuvânt cu care apoi mă apropiu de concluzia acestei prime întâlniri a noastră. Cuvântul este acesta. Psalmul 45, versetul 9 și 10 și apoi versetul 14, un cuvânt potrivit. Psalmul 45. Printre prea iubitele tale, îi vorbește și lucrarea mea de laudă este pentru împăratul, deci pentru împăratul acesta, printre prea iubitele acestui împărat, nu că ar fi imoral împăratul nostru, ci este vorba de cetere de sfinți care îl însoțesc. Vedeți că Apostolul Pavel spune că fiecare va învia la rândul cetei lui. Au dreptate teologii ortodoxi când spun în rândul cetelor sfinților. Sunt mai multe cete de sfinți, mai multe grupări de sfinți. Nu toți sfinții sunt egali în împărăția lui Dumnezeu. Toți se vor fi fericiți, dar fiecare ceată, fiecare grupare va avea o poziție distinctă în împărăția eternă a lui Dumnezeu. Și uitați-vă aici, printre preiubitele tale sunt fete de împărați. Împărăteasa, mireasa ta, nu miresele tale, deci împărăteasa e una singură, mireasa ta stă la dreapta ta împodobită cu aur de ofir. Deci Domnul Iisus Hristos are mai multe cete de iubiți, de mântuiți. Dar împărăteasă, biserică, are una singură. Biserica va fi ridicată la rang de împărăteasă. Vă citesc și versetul 14. Fata împăratului sau împărăteasa este adusă înaintea împăratului, îmbrăcată cu haine cusute la gherghef și urmată de fete însoțitoarele ei. Gândiți-vă la acest adevăr. În împărăția eternă a lui Dumnezeu, noi, biserica, vom avea cinstea să fim co-împărați cu Iisus Hristos peste eternitate, peste îngeri și peste toți sfinții. Israel se va pleca în fața noastră, sfinții Vechiului Testament se vor pleca înaintea noastră, sfinții necazului celui mare se vor pleca înaintea noastră și sfinții mileniului se vor pleca înaintea noastră, pentru că înaintea împăratului se pleacă oricine. Vom avea cea mai înaltă poziție.
Celelalte cete de sfinți vor fi însoțitorii bisericii în eternitate, la dispoziția bisericii. Mi-aduc aminte și o să vi se pare hazliu ce vă spun acum. Am predicat cuvântul Domnului și am vorbit aceste lucruri tangențial în biserica din Dămăroia. Trăia fratele Cornel Stan, păstorul fratele Cornel Stan. Și mi-a spus să le explic versetul acesta și le-am explicat. În spatele meu, pe lângă fratele Cornel Stan, era un frate, poate unii vreodată l-a știut, fratele Stângoi. Era așa bine făcut, abia încăpea pe ușă. Și când, după ce am explicat lucrul acesta, și am zis, vedeți, Domnul așa a ales dintre neamuri, români, țigani, evrei, americani, să formeze Biserica lui Hristos și să fie parte din mireasă, din împărăteasă. Aici, de multe ori, țiganii au fost disprețuiți, oameni simpli, fără educație. Acolo am zis, veți fi mai mari decât evrei. S-a bucurat fratele Stângoi în spatele meu cu voce tare. Zice, vâleleu, maică, ce boieri om fi! Boieri ne-a făcut Domnul. Este drept. Este o poziție înaltă. O poziție înaltă. Dar lucrurile acestea, frați și surori, doamnelor și domnilor, ca în familie, nu se pot vedea numai dacă dăm atenție la detalii. Dăm atenție la detalii. Dar să dăm atenție cu adevărat. Nu ca și acest tată cu care încheie, păi și vă chem la rugăciune. Era businessman. Acum foarte mulți businessmen, nu? Și nu prea-și făcea timp de familie. Nu prea-și făcea timp de familie. Am întâlnit niște surori la lift, să nu creadă că le predic, dar erau bine dispuse. Și am zis, de ce sunteți așa dispuse? Păi mai putem și noi vorbi cu soții noștri, că nu prea avem acasă, pentru că așa sunt românesc, am duși de acasă. Dar-ți duși la lucru, nu? Nici businessmanul acesta nu prea era acasă cu familia. În sfârșit l-a convins soția să stea și el în weekend cu ele, să iasă până la parc cu fetița, că o fetiță de 6 ani. Și s-a lăsat el convins, dar mintea era tot acolo la business. Au mers în parc. Fetița bucuroasă că și tati este cu ele la parc, se ținea de mână pe tata, pe mama, sărea. A început să sufle vântul prin parc. Și fetița se întoarce către tata, zice, tati, cum suflă vântul? Și el cu mintea la ce tranzacție a zis, nu știu. Au mers mai departe, era un pâreaș acolo, curge apa prin pâreaș. Tati, cum curge apa? Nu știu. Soția lui și-a dat seama imediat, a dat atenție la detalii, și-a dat seama că el e în alte ape și în alte drumuri. A zis, dragă, nu m-l-ai întrebat pe tată, dar fetița? A auzit niște păsări cântând. Tate, cum cântă păsările? Nu știu. Și atunci mama a zis, draga, e bine că tate cu noi, tate este obosit, nu-i mai pune întrebări. Dar el s-a simțit ofensat. Și a zis, dragă, las-o să întrebe. Cum vrei să înveți dacă nu pune întrebări? Dă atenție la detalii. Uite-te bine în casa ta și dă atenție la detalii. Chiar dacă ți se par nesemnificative. Capricii de femei. Mofturi de bărbat. Nu sunt capricii de femei, nu sunt mofturi de bărbat. Dă atenție la detalii. Vrei să crești în cuvântul Domnului, în cunoștință? Dă atenție la cuvântul Domnului. La detalii. Pentru că lucrul ăla mic, virgula aceea te va scoate pe tine din încurcături. Au fost biserici, mi-a spus, o biserică nouă, biserica din Toflea, în ce privește existența în ani. Dar au fost biserici, spre rușinea noastră, să spunem, care s-au bătut între ei pe interpretarea Sfintelor Scripturii. De exemplu, comentau pilda celor 10 fecioare. Și știți noastră, unii ulei înseamnă asta, alții ulei înseamnă aceasta, alții biserica este înțeleaptă, alții biserica e neînțeleaptă, jumătate e înțeleaptă, jumătate e neînțeleaptă. Și adevărul este următor, dacă dai atenție la detalii. Pilda celor 10 fecioare nu este o pildă pentru biserică. Punct. Nu este o pildă pentru biserică. Așa că nu trebuie să se certe biserica cu interpretarea.
Dă atenție la detaliu, este o pildă pentru Israel. Vă aduceți aminte cum începe pilda celor 10 fecioare, Matei 25? Care este primul cuvânt acolo? Atunci împărăția Domnului se va asemăna cu 10 fecioare. Când? Atunci. Acum se asemănă cu 2 sau 3 în Sfântul Znobie. Nu? Deci atunci este vorba de cândva în istorie, este în timpul necazului celui mare. Deci este o pildă despre Israel în timpul necazului celui mare. Cine dă atenție la detalii. Cuvântul introductiv, adverbul acela de timp spune atunci. Și de ce atunci trebuie să facem noi discuții care nu zidesc? Dă atenție în casă. Dă atenție la nevoia copilului, la cel doare, la cel îmbucură. Dă atenție la ce cere păstorul în biserică. Pentru că este unsul Domnului chemat acolo să vă spună cum să ne pregătim și cum să umblăm înaintea lui Dumnezeu. Nu este acolo să vorbească, doar să se afle vorbind. Dă atenție la acest amănunt. Pentru că lucrul acesta îți va face viața plăcută. Eu vreau să vă spun cu bucurie și mulțumesc Domnul pentru harul acesta. Eu nu mă satur să studiez cuvântul lui Dumnezeu și o fac lucrul acesta în fiecare zi. În fiecare zi. Și îl fac în fiecare zi ore în șir. Ore în șir. Pentru că este înțelepciunea lui Dumnezeu în acest cuvânt. Și dacă acest cuvânt nu ne preocupă să-i dăm atenția necesară la detaliile pe care Dumnezeu ne le spune, atunci nu vom înțelege neprihănirea lui Dumnezeu. Dar dacă îi dăm atenție, cunoaștem adevărul, adevărul te face liber, nu te lege apoi cu legalismi omenești și cu religiozitate, cum ți s-a spus astăzi, ci crești în libertatea fiilor lui Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, te bucuri de adevăr și te bucuri să poți să crești în toate privințele. Mă rog Domnului să creșteți în toate privințele și mă rog Domnului să prindeți gust mai mult pentru cuvânt. Am înțeles și mă bucur de aceasta că vă este dragă Evanghelia, vă este drag cuvântul, de aceea am ales să împărtășesc cu dumneavoastră această introducere a întâlnirii noastre. Cum să ne uităm în cuvânt? Până voi veni la tine, ia seama bine la citire. Citește bine ce scrie cuvântul Domnului, apoi dă învățătură altora. Dumnezeu să vă binecuvinteze, ne ridicăm în picioare. Cât că este potrivit să mulțumim Domnului și să binecuvântăm numele Domnului pentru harul pe care l-am avut de a sta înaintea Lui. Așa că împreună ne rugăm Domnul și spunem, Doamne, pune înțelepciune în inima mea. Pune în mine dragoste pentru cuvântul Tău, Doamne. Și pune în mine abilitatea aceea să pot să văd detaliu în casa mea, la soția mea, la soțul meu, la copiii mei, la părinții mei, la biserică. Și mai ales, uitați-vă la dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Detaliul cu care El ne-a iubit. În cele mai mici amănunte ne poartă de grijă. Până și perii din cap ne numără. La mine a văzut că-s prea mult și a mai luat din ei. Pentru că ne dă atenție. Ne dă atenție. Trebuie să-i mulțumim Domnului pentru dragostea Lui. Ne rugăm Domnului cu toții. Aleluia!